Ce novele frumoase a scris el. Puțele, puțele de tot. Eu știu vreo 5. Ce prozator am pierdut noi. Extraordinar. Și ce-mi pare de rău că s-a pierdut acesta. Acum mă uite o hârtie asta. A mea ca să văd că am scăpat ceva. Eu știu că 4 lucruri în era, care nu le-au făcut. Am scos cele nefăcute de Vlad Bohir, dar poate reușesc să găsesc măcar povestirile astea, să le publicăm într-o săptămână dacă le găsim pe undeva. Nu știu, nepoata lui este aici? Vreo Lora. Ha? Lora au fost ieri astăzi. Ia să-i dai, Nicola, dacă ești bună. Așa. Nepoata este aici sau nu? Nu este. N-am reușit să vorbesc cu ea. Poate că soțul ei, văd și e prin calculatoare, dar nu poate ajunge la adâncime. Poate o să ajungă. Eu am scris azi, mai bine zis, am publicat azi un text care l-am dat anul trecut la revista Moldova. Vă rog frumos, cine doriți, să vă uitați despre drumețiile mele cu Vlad Bohir. Am făcut tare mulți kilometri, mii de kilometri am făcut, am ajuns la Adriatică, din Marea Neagră nu mai vorbesc, dar și la Marea Baltică cu ele. Am avut trei mări înconjurate, ăsta, între care o să găsiți românii la tot spasul. Unii de astăzi, dar alții de mult, inclusiv la Riga. O să-i vedeți toți prietenii lui. I-am găsit, mi-a povestit așa lucruri frumoase despre prietenii lui de la Riga, de la Tallinn și de la Vilnius. Și n-am rezistat într-o vară, în 2010, n-am rezistat, zic, Vlad, ia, pregătește că eu am 2 săptămâni libere. Mergem încolo. Acolo și prietena lui aștepta. Maria. Prietena lui Vieru Raisa. Raisa Vieru. De la Academie, să știu eu. Ea a fost căsătorită, pe urmă divorțată, acolo și a rămas în acea parte a lumii. Noi am găsit-o și pe dânsa, dar mai ales profesorii care el știa, le-a fost cândva ghid. Grupii cu români care pleca el în țările balci, acolo au cunoscut oameni care studiau limba română și așa mai departe. I-am găsit, deci clar că aici nu știu dacă am dat o fotografie, nu știu dacă este, dar trebuie să fie. De fapt, măcar una trebuie să fie cu profesorul atât, care l-a stimat atât de mult el. În rest o să reușim, cred că multe lucruri să facem despre el. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toți, să fim sănătoși cu toții, pe Vlad să nu uităm. Dar să nu uităm că avem mari datorii, unii din noi chiar au mari datorii față de Vlad și față de memoria lui Vlad Bohir. Tare mult mi-a ajutat, enorm de mult mi-a ajutat, el își dădea tot sufletul și îl dădea pentru prieteni. Repet, rari sunt astfel de oameni, practic o ars. El a venit la magazinul ăsta din vecinătatea lui și i-a făcut rău. Și doi bărbați au observat când îi spune că el se ținea de un nu știu ceva de acolo în magazinul celălalt și îl întreabă, vă este rău? Dacă vă este rău, vă ajutăm noi. Și chemăm salvarea, poate. Și nu chemăm salvarea, că mâine dimineața mă duc la medic. Și dimineața, da, și l-au condus până, dacă vreți, conduceți-vă până acasă, chiar stau la 20 de metri de aici. Și l-au condus până la etajul 6 al lui. Au intrat pe ușă, oamenii încă o dată au întrebat. Vorbeau rusești oamenii, vezi că nu poți spui nici despre lumea asta. Oameni buni sunt peste tot. Moșul tăi pazvați, și-o tăi pazvați, vă buvați blednei vin. Și când mergi din nada, eu mâine dimineața mă duc la medic. Chiar acum formez numărul de telefon și spun că eu dimineața ora 9 sunt acolo. Domnule, în noaptea și s-a întâmplat tragedia asta. O depins de dânsul, mult o depins de dânsul, dar și sunt de învățăți în cazul de față, că l-au plecat atât de vreme. El dacă avea mai multă grijă de sănătatea lui, îl aveam și alți printre noi și poate și apăreau și acele lucrări, cele care le-au promis să le facă și nu reușesc să le facă. Hai și vom face noi ce putem. Eu cred că ceva putem. Dacă nu noi, măcar ajutăm pe alții care pot face astfel sau acele lucrări care Vlad nu reușesc să le facă. Eu vă mulțumesc de atenție și mai zic o dată Dumnezeu să alerte, pe dumneavoastră să vă întărească toți Domnul.